Doamnele umană. Evoluția umană. Prima întrebare. Care este corespondentul masculin al Evei mitocondriale? A. Adam cu cromozomul Y. B. Adam cu cromozomul X. C. Australopithecus afarensis. D. Pithecanthrop. Și voi ați răspuns Adam cu cromozomul Y, răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Câți ani a durat călătoria lui Charles Darwin cu nava Beagle? A. Un an. B. 2 ani. C. 3 ani. D. 5 ani. Și voi ați răspuns 5 ani. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Colegiul Național Mihai Eminescu. Geografie. Geografie. Statele Lumii. Statele Lumii. Prima întrebare. Cărei țări îi aparține arhipelagul insulelor Galapagos, situate la aproximativ 965 km spre vest în Oceanul Pacific? A. Ecuador. B. Brazilia. C. Uruguay. D. Columbia. Să vedem ce ați răspuns. A. Ecuador. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Martinica este o insulă în partea estică a Caraibelor și este un departament de peste mări al A. Franței. B. Spaniei. C. Portugaliei. D. Statelor Unite ale Americii. Și voi ați răspuns Liceul Tehnologic Grigore Moisil Spaniei și Colegiul Național Mihai Eminescu Franței, răspunsul corect fiind A. Franței. Punct pentru Colegiul Național Mihai Eminescu. Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Domeniu. Artă și sport. Artă, sport. Tema. Arta culinară.
Artă culinară, prima întrebare. Care dintre multitudinea de tipuri de pizza este compusă din roșii, mozzarella, oregano și busuioc și reprezintă prin ingredientele sale culorile steagului italian? A. Pizza margherita. B. Pizza calzone. C. Pizza capricciosa. D. Pizza formaggio. Și ambele echipe au răspuns pizza margherita, răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Cum se numește prăjitura de origine orientală, foarte dulce, din foi subțiri, cu nuci și migdale pisate și miere ori sirop de zahăr? A. Baklava. B. Strudel. C. Kataif. D. Gomboț. Și ați răspuns baklava. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani, domeniu. Geografie. Geografie, tema. Continentul African. Continentul African, prima întrebare. Care este capitala juridică a Africii de Sud? A. Cape Town. B. Johannesburg. C. Bloemfontein. D. Pretoria. Și ambele echipe răspund Cape Town. Răspunsul corect fiind Bloemfontein. Cape Town este capitala legislativă. A doua întrebare. Africa este țara de baștină a celui mai mare animal terestru în viață din lume. A. Adevărat. B. Fals. Și voi ați răspuns adevărat, răspunsul fiind corect. Puncte pentru ambele echipe. Liceul Tehnologic Grigore Moisil, domeniu. Științe. Științe. Simțurile. Simțurile, prima întrebare. Cea mai puțin sensibilă zonă a corpului la atingere este
A. Spatele. B. Gâtul. C. Buzele. D. Palma. Liceul Tehnologic Grigore Moisil răspunde D, palma. Colegiul Național Mihai Eminescu răspunde A, spatele. Răspunsul corect fiind varianta A, spatele. Punct pentru Colegiul Național Mihai Eminescu. A doua întrebare. Ochii lăcrimează când se usucă. A, adevărat. B, fals. Răspunsurile voastre, varianta A, adevărat. Răspunsul fiind corect. Puncte pentru ambele echipe. Colegiul Național Mihai Eminescu, domeniu. Geografie. Geografie. Transilvania. Transilvania. Prima întrebare. În ce oraș din Transilvania se află turnul cu ceas? A. Sighișoara. B. Târgu Mureș. C. Cluj-Napoca. D. Alba Iulia. Voi răspundeți A, Sighișoara. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Care dintre următoarele este o cetate dacică din județul Alba? A, Căpâlna. B, Costești. C, Lidaru. D, Piatra Roșie. Voi ați răspuns Piatra Roșie, iar corect este Căpâlna. Toate celelalte trei sunt în Hunedoara. Liceul Tehnologic Grigore Moisil, domeniu. Alegem istorie. Istorie, tema. Napoleon Bonaparte. Prima întrebare.
Cine a fost prima soție a lui Napoleon și prima împărăteasă a francezilor? A. Giuseppina Grassini, B. Maria Walewska, C. Marie-Louise, D. Josephine de Beauharnais. Voi răspundeți de Josephine de Beauharnais. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Sub ce nume este cunoscută armata franceză principală, comandată direct de împăratul Napoleon I, de-a lungul războaielor napoleoniene? A. Armata împăratului, B. Marea armată, C. Armata imperiului, de Legiunea franceză. Voi răspundeți B, Marea Armată. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Și Colegiul Național Mihai Eminescu, vă alegeți domeniu. Geografie. Tema. Resurse minerale. Resurse minerale. Prima întrebare. Malachitul este un minereu de A. Fier, B. Aur, C. Cupru, D. Talc. Răspunsurile voastre. Liceul Tehnologic Grigore Moisil alege cupru, Colegiul Național Mihai Eminescu alege fier, răspunsul corect fiind cupru. Punct pentru Liceul Tehnologic Grigore Moisil. A doua întrebare. Cea mai bogată resursă a Africii de Sud este platina. A. Adevărat, B. Fals. Liceul Tehnologic Grigore Moisil răspunde adevărat, Colegiul Național Mihai Eminescu răspunde fals, iar corect este adevărat. Punct pentru Liceul Tehnologic. Într-adevăr, 91% se găsește în zăcămintele acestui stat. Liceul Tehnologic Grigore Moisil.
Alegem artă și sport. Artă, sport, tema. Pablo Picasso. Pablo Picasso, prima întrebare. După izbucnirea războiului civil din Spania, Picasso se pronunță de partea guvernului republican. A. Adevărat. B. Fals. Răspunsurile voastre. Adevărat. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Și a doua întrebare. Ce oraș ar trebui să vizităm astăzi pentru a admira capodopera lui Picasso, Guernica? A. Barcelona. B. Madrid. C. Malaga. D. New York. Răspunsurile voastre. Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Barcelona, și Colegiul Național Mihai Eminescu, Madrid, corect fiind Madrid. Și mai exact, Muzeul Național Regina Sofia, punct pentru Colegiul Național Mihai Eminescu, care își alege și domeniu. Științe. Științe, tema. Astronomie. Astronomie, prima întrebare. Perioada de repetare a fazelor lunii este numită lună sinodică și are o durată de aproximativ 29 de ani. A. Adevărat. B. Fals. Voi răspundeți adevărat. Răspuns greșit. Nu primiți puncte. A doua întrebare. Ce este Ursa Minor? A. O constelație. B. O planetă. C. Un asteroid. D. O cometă. Voi răspundeți A, o constelație, răspunsul fiind corect. Puncte pentru ambele echipe. Aș dori să fac o schimbare. Te rog. Să-i schimb pe Șchiopul Gabriel cu Râșnoveanu Andrada. Mulțumesc. Bine ai venit în echipă.
Și am ajuns la jumătatea concursului. Scorul este de 15 la 14 pentru Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani. Și aș vrea să vă reamintesc că acest concurs este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, în domeniu. Alegem istorie. Istorie. Președinți americani. Președinți americani. Prima întrebare. Numele fregatei, aflată sub comanda lui Faraut din romanul 20.000 de leghe sub mări, este A. Abraham Lincoln, B. Ulysses S. Grant, C. John Quincy Adams, D. Lyndon B. Johnson. Și Liceul Tehnologic Grigore Moisil răspunde A. Abraham Lincoln. Colegiul Național Mihai Eminescu răspunde B. Ulysses S. Grant, corect fiind A. Abraham Lincoln. Avem din nou egalitate, 15 la 15. A doua întrebare. Care dintre următorii președinți nu a obținut premiul Nobel pentru pace? A. Bill Clinton, B. Barack Obama, C. Theodore Roosevelt, de Woodrow Wilson. Liceul Tehnologic Grigore Moisil răspunde A. Bill Clinton. Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșan răspunde D. Woodrow Wilson, corect fiind Bill Clinton. Punct pentru Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Woodrow Wilson a primit în 1919. Colegiul Național Mihai Eminescu, domeniu. Artă-sport. Artă-sport. Actori români. Actori români. Prima întrebare. Cine este actorul care a jucat rolul comisarului Tudor Moldovan? A. Sergiu Nicolaescu, B. Puiu Călinescu, C. Geo Saizescu, D. Colea Răutu. Voi răspundeți Sergiu Nicolaescu. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Cine este actorul care a jucat rolul sultanului Murat al III-lea în filmul Mihai Viteazul? A. Colea Răutu, B. Jean Constantin, C. Ilarion Ciobanu, D. Sergiu Nicolaescu. Thank you.
Și voi răspundeți A, Colea Răutu. Corect. Puncte pentru ambele echipe. Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Alegem literatură. Literatură. Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu, prima întrebare. Cui este dedicat romanul Ion, așa cum se precizează la sfârșitul operei? A. Celor mulți umili. B. Celor umiliți și obitiți. C. Soției sale Fanny. D. Fratelui său Emil. Voi răspundeți, Colegiul Național Mihai Eminescu alege B, celor umiliți și obidiți, Liceul Tehnologic Grigore Moisil alege C, soției sale Fanny, corect fiind, celor mulți umili, niciun punct. A doua întrebare. Tema principală a romanului Adam și Eva este A, credința în reîncarnare, B, istoria creștinismului, C. Iubirea ca salvarea sufletului. D. Relația omului cu Dumnezeu. Și voi răspundeți A, credința în reîncarnare, răspunsul fiind corect. Puncte pentru ambele echipe. Colegiul Național Mihai Eminescu, un domeniu. Literatură. Literatură. Tema. Personaje feminine. Personaje feminine. Prima întrebare. Vitoria Lipan e neștiutoare de carte și pentru a citi sau scrie cere sprijinul. A. Părintelui Daniil, B. Baciului Alexa, C. Argatului Mitrea, D. Babei Maranda. Voi răspundeți A, părintelui Daniil. Corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Ce dorește Mara să devină fiul ei Trică? A, cojocar. B, măcelar. C, negustor. D, preot. Thank you.
Voi răspundeți A, cojocar. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Scorul 21-20 pentru Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Vă rog să vă alegeți și un domeniu. Artă și sport. Artă, sport. Codul bunelor maniere. Prima întrebare. Este de prost gust să ținem degetul mic ușor ridicat atunci când mâncăm sau bem? A. Adevărat. B. Fals. Voi răspundeți adevărat. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Și a doua întrebare. Ați privi interlocutorul în timp ce vorbești cu el înseamnă lipsă de respect. A. Adevărat. B. Fals. Și voi răspundeți fals. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Colegiul Național Mihai Eminescu. Istorie. Istorie. Tema? Roma Antică. Roma Antică. Prima întrebare. Câte triumvirate au existat în istoria romană? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Voi răspundeți. Liceul Tehnologic Grigore Moisil B3. Colegiul Național Mihai Eminescu alege A2, corect fiind 2 puncte pentru Colegiul Național Eminescu și avem egalitate 23-23. A doua întrebare. Cine este celebrul arhitect roman care a scris tratatul de arhitectură? A. Vitruviu. B. Xenopol. C. Imhotep. D. Vespasian. Thank you.
Liceul Tehnologic Grigore Moisil răspunde D. Vespasian. Colegiul Național Mihai Eminescu răspunde A. Vitruviu, corect fiind A. Vitruviu. Colegiul Național Mihai Eminescu preia conducerea 24-23. Liceul Tehnologic Grigore Moisil, domeniu. Alegem istorie. Istorie. Creștinismul. Creștinismul. Prima întrebare. Cine a poruncit uciderea Sfântului Ioan Botezătorul? A. Irod. B. Pilat. C. Nero. D. Cezar. Voi răspundeți A. Irod. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Sub ce nume este cunoscut Saul, cel care a ajuns apostolul neamurilor? A. Pavel. B. Andrei. C. Petru. D. Ștefan. Voi răspundeți A. Pavel. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Colegiul Național Mihai Eminescu. Științe. Științe. Tema. Elemente și substanțe chimice. Ultima temă din domeniu. Elemente și substanțe chimice. Prima întrebare. Care dintre următoarele elemente nu face parte din grupa 18 a gazelor nobile? A. Fluor. B. Heliu. C. Neon. D. Argon. Voi răspundeți A. Fluor. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. Prin electroliza apei se înțelege procedeul prin care A. Se elimină calciul din apă. B. Se descompune apa în atom de hidrogen și de oxigen. C. Se filtrează impuritățile din apă. D. Se depun corpurile grele din apă. Voi răspundeți B. Se descompune apa în atom de hidrogen și de oxigen. Răspuns
Corect. Puncte pentru ambele echipe. Și Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Alegem capodoperea literaturii secolului 20. Prima întrebare. Cine este scriitoarea engleză feministă, personalitate marcantă a secolului 20, al cărei nume real este Adeline Virginia Stephen? A. Virginia Woolf. B. Agatha Christie. C. Margaret Mitchell. D. Virginia Hamilton. Și voi răspundeți A, Virginia Woolf. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. A doua întrebare. James Joyce a scris A, Oameni din Dublin, B, Oameni și șoareci, C, Oameni în beznă, D, Oameni sărmani. Și voi răspundeți. Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Oameni în beznă. Colegiul Național Mihai Eminescu, Oameni și șoareci. Corect fiind, Oameni din Dublin. Nu primiți puncte. Și Colegiul Național Mihai Eminescu, ultima temă din concurs. Capcanele limbii române. Capcanele limbii române, prima întrebare. Alegeți enunțul corect dintre următoarele. A. Dragele noastre mătuși s-au ocupat de tot. B. Dragile noastre mătuși s-au ocupat de tot. C. Dragile noastre mătuși s-au ocupat de tot. D. Dragile noastre mătuși s-au ocupat de tot. Răspunsurile voastre. Liceul Tehnologic Grigore Moisil alege dragele noastre mătuși s-au ocupat de tot și Colegiul Național Mihai Eminescu alege dragile noastre mătuși s-au ocupat de tot, corect fiind varianta B, dragile noastre. Punct pentru Colegiul Național Mihai Eminescu. Și a doua întrebare. Cum se spune și se scrie corect în limba română? A. Povestea al cărei sfârșit. B. Povestea a cărei sfârșit. C. Povestea al cărui sfârșit. D. Povestea a cărui sfârșit.
Și voi răspundeți povestea al cărei sfârșit. Răspuns corect. Puncte pentru ambele echipe. Și am ajuns la scorul de 31-29 pentru Colegiul Național Mihai Eminescu. Felicitări! Felicit ambele echipe, a fost o confruntare strânsă, meritați să ajungeți în finală. Și avem deja echipele clasificate în finale. Finala mică se va juca între Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, de Colegiul Național I.C. Brăteanu Hațec și Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva în 30 mai și finala mare, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani și Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni. Multă baftă în confruntările din finală. Noi mulțumim sponsorilor concursului, Banca Comercială Română, Bistrolex Deva, Editura OL București, Editura Humanitas București, Editura Minerva București, Editura Niculescu București, Editura Polirom Iași, Eurosport DHSSA, Grupul Editorial RAO București, Grupul Editorial 3...